this famous last? But I ain't worried about it tonight. How long this famous last? Blow all this cash on my How long this Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din drumul spre Divizia 1. Nebunia revine, nebunia reîncepe. Sper ca de data asta să nu mai întâmpinăm meciuri de alea absolut enervante cu, desigur, lag. Lagul masiv. Bă, deci cât lag am avut în primul episod, Doamne fer, sper să mai prind așa ceva. Oricum, să ne rugăm ca de data asta preasfinții cei de la EA Sports să ne dea un server fără lag. Dă, Doamne, să fie fără lag. Amin. Hai să vedem, am făcut o singură schimbare în echipă, în locul lui Turbe l-am pus pe Candreva. Am zis că bă, hai să fac o schimbare, hai să văd cum e Candreva, am văzut că la statistici este incredibil, e bun la statistici. Sunt curios și în match, în FIFA, în joc, cum este, că așa dacă te iei după statistici ar trebui să fie o bombă de jucător. Dar desigur, na, aș fi vrut să-l iau pe Cuadrado, doar că costă o avere. Na, costă cam mult, ce la penare o să dau o grămadă de bani pe el. Bun, hai să vedem, avem aici un joc versus tipul ăsta. Bă, hai să vedem ce a fi. Ok, bun. Ok, hai să jucăm cu kitul ăsta galben. Vom juca cu kitul ăsta galben, bine a fi, nu este kitul meu preferat, adică nu e cel cu AC Milan, hai să vedem echipa lui. Eu! Unde-i chemistry-ul, frate? Oh, lolo! Totuși Turan, Coche și David Luiz împrumutat. De-apoi, cât timp nu-i lag, va fi foarte interesant. Deci, dacă nu este lag, va fi mega interesant, dar dacă este lag... Cred că este lag, iară mă da cu capul de pereți. Da, este lag, putem să ne dăm cu capul de pereți de pe acum. Ba nu, bă, bă, stai că merge bine. Opa. Am zis prea repede. Da, acolo a fost un segment, s-a blocat cu tătul, mă, stătea. Bă, dar serios, mă, numai oameni din Brazilia oare mai joacă FIFA, mă, adică pui mei, e un lag, deci zici că mă joc cu alții din Brazilia, îmi pui mei, ia, Menez, pasă bună aici către Jovetici, pasă bună către Iezus, ce dracu caută Iezus aici, mă? Ia, stai, Iezus, futu-ți morții, mate, Anderson! Futu-ți ceapa, măti, bă, bău, dracu, mă! Contracul te pui înaintea mea, mă, când șut, mă! Ai de capul meu! Ia să vedem aici pe Menez, un stop superb acolo, Menez, dar Allen recuperează mingea. Aș să-mi bag pula, mă, Anderson! Ăla era gol, mă, dacă nu mă bloca acolo. Morție de treabă. Oricum, ăsta odată mi-a pus eu kitul ăsta galben așa de distracție, că îmi plăcea cum arăta palmierul ăla acolo. Și văd că tot mi-a rămas ăsta, dar oricum e ok, e cam galben el, da? E fine. Aici să-mi bag piciorul. E ca și cum ar fi un frame de rob, dar de fapt este lagul care așa câteodată apare, câteodată dispare. Și pot zic că ăsta mă nerorocește genul ăsta, adică totul merge bine și apoi dintr-o dată se rupe filmul. Și așa te desconcentrează, gen, nu te mai poți concentra cum trebuie asupra meciului și nu mai șmecher. Penalte aici, dar eu încă mă chinui cu acest lag absolut imens care este în joc câteodată. Deci pur și simplu ți se oprește tot jocul. Stai câteva secunde și după aceea ți se repornește. Pur și simplu nu te mai concentrezi așa cum trebuie spre jocul. Oricum aici am făcut rost de un penalti, da, pe meritate. Să iem de el și pot execu... Ia mă, ați văzut cum mi s-a oprit acolo iar frame-ul? Hai să-mi bag piciorul, adică na, jocul. Hai, dă-i gol, bun, bravo, Jovetici, gol, bun, primul gol. Practic oponentul nu e așa de tare, aici trebuie să-mi fie un pic rușine când am dat un gol mai rapid, dar pot să zic, ia, uitați, via, dintr-o dată se blochează totul
Și nu mai stau așa concentrat asupra meciului. Vreau să fac o schemă, dintr-o dată mi se blochează. Și acolo la penalti, dintr-o dată n-am știut ce dracu se întâmplă, că bum. Dar e din cauza lagului, ăsta are un lag ciudat. Câteodată măcar te poți juca, deci măcar se poate juca, dar... Sincer să fiu, aș prefera lagul ce l-am avut eu în primul episod, dar măcar ăla se tot continua. Ia, nu avea stopurile astea absolut enervante, stopurile astea. Deci prefer să fie lag continuu decât 50 de milioane, de trilioane de stopuri de astea, să-mi bag piciorul. Oh, nu cred, încă un penalti. Încă un penalti aici, minutul 45 și cartonașul roșu aici pentru David Luiz. David Luiz, cartonașul roșu. Oricum e împrumutat jucătorul ăsta, încât se și bine vede la amicul, la asta, inamicul nostru. Și da, încă un penalti aici, să vedem dacă... Oh, nu, oai, am dat-o tare prost. Oh, asta și vreau să văd dacă tipul se prinde, că eu dau în același loc. Dar n-avea cum să se prindă. Oricum, gol Jovetic, 2-0. Al doilea penalti, al doilea gol. Revenim din nou penaltiul. Ah, mă rog, tare greu e lagul. Hai să nu-l enervăm pe omul nostru să iasă, să dea rage quit. Chiar dacă eu aș fi în stare să dau rage quit, la ce mă disperă lagul ăsta. Oricum, de data asta o să încerc să vă cruț pe voi și să nu vă arăt foarte multe secvențe în ăsta cu lag, doar așa golurile, ce și cum și cum. Și desigur să încerc cât se poate mult să mă abțin, să nu îmi rup masa asta când văd lagul ăsta și după aceea ce failuri mai fac și de câte ori am dat în bară până acum, îmi bag piciorul și zici când mingea asta e un magnet în puii mei. Hai, și aici am scris și adversarul meu dintr-o gafă absolut monumentală ce am făcut-o acolo. El tădă skip, apreciez gestul, dar na, aici am făcut eu o greșeală monumentală din cauza lagului. Am vrut să o pasez, dar nu știu ce dracu s-a întâmplat cu lagul ăla iară și practic i-am pasat-o lui. Deci, da, ar fi fost omul absolut petardă să nu dea din poziția aia și plus că i-am pasat eu în față. Că mă disperă lagul ăsta, că când ai mingea, se blochează și nu mai știu ce dracu se întâmplă. Și dintr-o dată văd câteodată că se teleportează jucătorii să îmi bag picior și mă disperă cu schema aia, chestia aia. Perez. Na, ce v-am zis, mă, că se blochează în fața porții, se blochează futaiul ăsta de joc, mă. Bă, futaiul ăsta, ia, se blochează când ajunge în fața porții, se blochează totul și nu mai știu ce dracu, cât de mult am ținut, ce s-a întâmplat, ce, cum, direcții, chestii. De ce, bă, mă, sunt niște gunoaie ăștia, mă, de la ei. Uite, mă, ce servere, frate. Ce server. Deci ăsta e al treilea match aici. Și bă, uitați-vă, mă, cum e, mă. Mie nu vine să cred, mă. Ba, piciorul. Hai, gol. Cu tot timpul la mea nu dai gol. Bravo, Jovetic, bravo. Scriem aici minutul 68. Un gol cu capul ala Jovetic. Îmi răscumpăr fane aici pentru acea gafă monumentală ce am putut-o face eu. Ăla-i, bă, băiatule, ăla-i. Da, zi. Stai, două secunde. Da, zi acum. Ai primit ceva? Nu, no, acum filmez, zi-mi ce-i. Am să văd dacă e frumos, am trimis și la mine. Ah, ok, bun. Aha, ok, na, ok, ciao. Oh la la, gol aici, Jovetic din nou, bă ce boost e acest Jovetic. Doar că nu apuc să fac celebrarea la cât lag e pe server. Bă, deci la cât lag e pe server, nici să fac celebrarea nu pot. Deci vă dați seama totuși în ce condiții joc eu, dacă nici celebrarea nu pot să execut, dar totuși, îmi scriu aici 4 goluri cu Jovetic, 4 goluri înscrise cu același jucător, incredibil așa ceva, Jovetic, bestia bestiilor, de aceea nici nu l-am luat pe Dumbia în atac și l-am lăsat pe Jovetic, pentru că știam ce e el și totodată, de aia am și insistat, dacă mai țineți minte, în career modul cu Everton să-l cumpăr pe Jovetic, că știam că în Ultimate Team este foarte, foarte bun, dar apoi am văzut că în career mod, poate nu o să acomoda la Everton, oricum, nebunie Jovetic aici cu 4 goluri, 4-1, nebunie totală și desigur, superb. Alai Menez! Menez gol după o fază în care iar am dat bară, ziceam mă că poate un magnet în mingea aia.
gol aici cu Menez, minutul 87, incredibil, gol, Menez. Totuși am dat-o în bar acolo cu Jovetic, păcat că nu, mă rog, nu s-a dat și în replay, dar bă, de câte ori am putut da în bar în acest meci să îmi bag piciorul. Numai bară după bară, după bară, după bară. Din nou vedem aici Candreva apără portarul. Se pare că va fi un meci foarte strâns până și în ultimele minute. Până și acum, hai să vedem aici cu Bonaventura. Apără pe acolo portarul. Perez, un șut destul de tare. Chiar foarte bun șutul, dar din păcate n-a fost pe poartă. Și în felul următor, 9 gol. Dar nu este niciun bai, nu e niciun bai, excepție lagul ăsta care pot să zic că, bă, deci dacă termină sezon și ajungă Divizia 1 și toate meciurile vor fi cu lagul ăsta, eu cred că la finalul Divizia 1 o să fiu tuns chel din cauza că am încărunțit tăți sau ceva de genul acesta. Aici mă faltează destul de dur, cartonaș roșu! Alt cartonaș roșu aici, din păcate, minutul 90 și ceva, nu prea mai avem ce profita de aceste cartonașe roșii primite de adversarul meu. Hai să vedem cu Guarin, ai, un pic prea tare am dat-o. Încă nu m-am obișnuit cu Guarin, cum le dă astea loviturile libere. El e foarte bun la lovituri libere și toate cele, dar încă nu m-am obișnuit eu cu stilul lui de a șuta. Oricum, asta nu o să mai țină mult și o să fim pe sistem. Oricum, suntem de-abia în Divizia 9, deci clar, mai avem un drum lung. Oricum, se termină aici primul meci, stați chill că mai urmează încă unul, pentru că, desigur, ăsta a fost plin de lag și am încercat să le editez la maxim. Oricum, Jovetic, 6 șuturi, 4 goluri și clar aici un hat-trick frumos, primește și mingea de joc acolo, se vede mingea jocului. Oricum 4 goluri, incredibil, Jovetic, nebunie mare, tiki-tiki-tiki-re. Ok, oricum hai să intrăm repede în următorul match și să vedem ce oponent găsim. Ok, deci hai să vedem ce adversar vom găsi noi de data aceasta. Sper să nu fie cu lag. Deci chiar mă rog să nu fie cu lag, dar așa m-am rugat și înainte și n-a funcționat. Poate că n-ar strica să încercăm o altă metodă. Futu-ți ceapa ta de EA Games, EA Sports. Dă-mi unul care să fie și petardă, dar să nu ai lag. De fapt nu-mi pasă, oricare, numai să nu ai lag. Să nu ai lag. Dă-i. Hai să zicem. Văd că are o echipă de Liga 1, adică de Liga Franței, foarte bine. E ce fain kit-ul, așa cu verde, foarte fain kit-ul. Hai să vedem ce echipă are, am văzut acolo că ce scria France. Randon, Bolasi, Biabiani, Nasri, Mathieu, Kurzawa, Zuma. E un hibrid foarte interesant acolo, dar practic e pe naționala Franței. Ok. Ăsta va fi un match fain, deci ăsta va fi un match mișto, match greu, că ăsta are doar naționala Franței acolo și totodată n-avem lag, mare atenție, n-avem lag, în sfârșit nu avem lag, se pare că degeaba ne rugăm că nu ne ajută nimic, doar dacă în jur iei sportul, dacă în jur iei sportul, se pare că funcționează și te trezești că nu ai lag în meciul tău de fotbal. Oricum, acum va fi și mai greu pentru că și tipul are o echipă frumușică. Și totodată nici nu avem lag, deci da, hai Menez, hai mă, trebuie să oprești mă Menez. Opa, ce se întâmplă? Nu știu ce s-a întâmplat, cred că s-a accidentat tipul ăla și l-a schimbat sau ce dracu? Habar n-am cu exactitate, deci o dată la pauză, dar mă rog, nu-mi pasă. Nasri, perfect, o gafă acolo lui Nasri, profităm de această fază lui Nasri, șutăm din distanță, am vrut să șut, dar Zuma la fix a intervenit acolo, Guarin, Mandanda a apărat acolo, totuși Mandanda în poartă, mă, e un portar bun, deci, da, Mandanda și Rufier mi se par foarte interesanți așa în Liga 1, acum pe moment. Ui, acolo de nu credeam că trec de Kurzawa un pic și am încercat să trag mâțul de coadă, cum e acea expresie, și mai bine nu o făceam. Dar nu-i bai, opa, micuțul Valbuena acolo, micuț dar periculos, micuț dar otrăvitor. Hai către Randon și Bolasi, frate, bă ce atac are ăsta. Deci atacul, așa dacă îl zici, ți se pare că e tricky-flicky.
Dar unul îl știm cu toții pe Bolasi, îl știm. Îl știți cu pe Randon? Poate că nu, dar Randon, băi, o bestie. E foarte, foarte overpowered, e foarte OP, adică n-are el nu știu ce statistici, chestii, trestii. Dar omul ăla, bă, deci dă niște goluri cu capul, are un strength imens, are beast rating, e o nebunie de jucător acest Randon, mai ales să fac 16, dar chiar și în fac 15, rețin că a fost foarte bun cartonașul său și chiar și în career mode. Aici am avut iarăși o șansă cu Anderson, dar din păcate n-am reușit să finalizez cum trebuie. Nu-i bai, nu-i bai, facem noi treabă și dăm un gol șmecher. Psai de capul meu, ce gol mi-a dat aici. Un gol foarte a la Bolasi, dacă mă înțelegeți, un gol a la Bolasi aici în toată ziua, toată regula, gol de senzație Bolasi aici. Revedem din nou faza, întoarcerea care a făcut-o de excepție și după aceea un șut, parcă a simțit el așa care noroc și a șutat-o și un gol superb acolo. Bolasi, ce dracu, Bolasi, Bolasi, mă, cum vă ziceam și eu, cu toți știm pe Bolasi cât e el de epic și da... Se simte și în meci, oricum este un meci foarte puternic, tipul știe să joace degeaba, tipul știe juca, are și o echipă bună și apărarea, tot timpul vezi pe Kurzawa, bă, deci Kurzawa în meciul ăsta, eu cred că el trebuie să fie pe moment, pe prima repriză, el trebuie să fie man of the match, cât e bine jucat de la adversarul meu acest Kurzawa. Dar oricum, încă am speranțe că voi reuși, încă nu s-a terminat meciul, deci, da, vom reuși să înscriem, dar, da, Cine știe, cine știe, oricum am câștigat acolo celălalt match care a fost groaznic, groaznic, plin de lag, plin, oribil acolo, dar ce drept, na, am și înscris, a fost și un oponent ușor și toate cele, deci da. Bun, aici pasăm frumos, frumos, înapoi, pac, pac, hai mă, bă, ce dracu faceți, mă? Jovetic acolo, ia mă, Sagna, ai, ceapa mătii. Du-te, mă, dar ce, bă, deci ce apărare și-a făcut tipul ăsta, e o nebunie totală, mă. Nu, du-te în pula mea, ăla e penalti. Ai de capul meu, se pare că este un penalti aici, din câte se și bine vede. Un penalti, mare concentrare, concentrare, hai să vedem pe ce poziție, opa, opa. Ok, cu Nasri, preferă cu Nasri. Ai, și dă gol 2-0. Adică, mă rog, 0-2, aici un gol din penalti cu Nasri. Mi se pare că acel penalti, nu știu, n-a fost cinstit, mă, am intrat cu tipul ăla la minge, mă, ce dracu îmi dă penalti, mă, dacă eu intru la minge cu ăla, mă, cu apărătorul respectiv, nu mai știu cu cine am intrat. Bă, îi dă penalti, mă, la om, mă, îi dă penalti că ce? Nu știu, mă, de ce am intrat, bă, fai, deci nu mă enervează faptul că o dat gol, ci faptul că nu înțeleg de ce dracu i-o dat penalti. Bă, dădea omul gol, bravo ție, dar, bă, dar penalti, mă rog, nici penalti nu-i bai, dar nu mi se pare că l-au fost penalti, să fiu sincer, adică de-abia m-am dus, mă, alunecare la minge și dacă e la minge, ce pui mei îmi dă penalti, mă, joc handicapat, mă. Ia să dăm aici, mă, degeaba, mă, că joacă bine, mă, bag pula, mă, în el de, Ia mă iară Zuma, numai Zuma, 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 Kurzawa, Zuma, Zuma, Kurzawa, Zuma, Zuma, Zuma. Pui mei, numai denumirile astea le văd eu, non-stop. Zuma, 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 Kurzawa, Zuma, 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 Kurzawa, Zuma, Zuma, Zuma. Ia stați să vedeți, chiar o să-l vedem pe Zuma, imediat. Sau pe Kurzawa, pui mei. Aici sunt stop, continuăm pe poziția respectivă. Încerc acolo, iară ce v-am zis. Du-te în pula mea să-ți fut una, băi, am pasat. Bă, deci clar am ținut ținta aia, mă, să o paseze lui ăla, așa la ce pula mea face, o pasează la măsa acasă. Penalti, ăla-i. Dacă mie mi-ai futut un penalti de ăla, să-i futem și lui una. Hai, Jovetic, hai, tată, hai, tati, hai, hai, tati, hai. Hop, gol! Jovetic, mai trebuie să mai dăm încă un gol, se egalăm, mai ne trebuie încă un gol, se egalăm acolo. Încă un gol. Dar totuși, bă, să-mi bag piciorul, bă, eu zic la mă pasează la ce vine spre tine, ăla tot dă afară. Nu-i pasul lui de fotbal, mă, pui mei. Hai, băieți, hai, acum când e moralul sus, că am dat un gol, amu, ar trebui să profităm. Fă-tu-ți morții, mătii, de telefon!
futu-ți morții mătii de telefon să-ți fut undeva. De ce nu pun eu telefonul ăsta pe silent să-mi fut una? Gata, e pe silent, gata, gata, nu mă fuceți la cap, amu. Și acum și tipul ăsta, stăm jumătate de oră după el, amu, nu? Amu, stăm jumătate de oră după el. Fai, cât ghinion, mă. Mă fute telefonul și nu mai-s concentrat. Tipul și-o da și el o pauză, că ete, na, să bei și el și să fumezi o țigară. Hai, Iovetici, Iovetici, te rog, Doamne, te rog, Doamne, Iovetici. Bun, către Guarin, 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 Guarin! Guarin! O torpilă a la Guarin! Revedem din nou faza. Ne-am lăsat un pic de timp acolo și o finalizare excelentă, excepțională a la Freddy Guarin. Fai de capul meu, ce gol! Ce gol, ce gol și îndepărtare, așa o torpiloacă de aia, mă, că mi-i place la Guarin să de... Dar acum să nu ne umflăm în pene, că doar am egalat, mai avem nevoie o grămadă de goluri ca să stăm liniștiți împotriva unui adversar ca asta, care, bă, s-a văzut el că știe face scheme, știe una, știe alta, adversarul e bun, îmi place meciul ăsta, e greu, da, e fain, da, dar, na, tu morții tăi s-o șuți, mă, eu când zic s-o șuți, asta nu înseamnă că trebuie să aștepți 3 secunde încât Zuma să-ți pună piciorul în prag. Tu șut-o când îți zic eu, mă. Ah, Bonaventura, Bonaventura. Mergem aici cu Bonaventura. Jai, Bonaventura. Fai, dă acolo un fel, ești imens acolo, Bonaventura. Revenim aici din nou cu fazele acestea. Suspans incredibil acolo, Bolasi, nu lăsa pe Bolasi, Doamne fer să leși pe Bolasi, acolo liber. Tupa, bravo, Descilio, bun, Anderson acolo către Iovetici, ai, m-am fraierit acolo pe mine însumi, dar bă, ce jucători și Zuma asta, mă. Nu iară Bolasi, nu Bolasi, te rog. Ce, bravo băieții. Tiki-taka, hai. Pasăm acolo, perfect. Hai, Dadiega mai gafează și adversarul. Bun, merem. Bravo. Pasăm acolo, Menez. Perfect, către Guarin, către Anderson. Hai, scoatem un corner. Stai, cum dracu nu-i corner? N-am înțeles. Stai un pic, eu am șutat în tipul ăla, mă. I-am dat în adversar și în adversar a ieșit în afară, mă. Ce? Ăla n-a făcut corner. What the fuck? Eu nu mai înțeleg jocul ăsta, ce? Hai să-mi fut una, du-te dracului, mă. Iezus, bravo, Bonaventura, Menez. Acolo, întoarcere, superbă, Menez. Pasăm, perfect, către Candreva. Hai, du-te, tati, dă-i. Hai, mă, Candreva. Acolo, Randon, fără ton, fără breton. Deci, ci... Ăsta e gol. Bravo, bine că am ieșit cu Perin. Incredibil, ce meci poate fi ăsta. Acolo, nu știu, aia chiar îi pasez la tipul ăla. Opa, Biabiani. Acolo, fraierit de către Descilio. Bravo, Descilio. Bun. Dă-i-o, Menez, la Iovetici. Foarte bine a ieșit cât de cât schema. Picuț prea tare am dat-o. Stai. Dar de ce n-ai pasat, Iovetici? Eu ți-am dat să pasezi. De ce morții tăi nu pasezi, Iovetici? Bă, de serios, îi dau să pasez, el nu pasează. Astea mă scot din minți fazele astea. Pa, nu. Nu, du-te-n pula mea, Perin. Du-te-n futaiu mătii să-ți fut. Du-te-n pula mea de idiot. Cum, Hans, mă, să primești gol fix pe tine, mă? Fix pe tine odată, mă. Incredibil așa ceva, mă, Perin, mă. Bă, Perin, mă, fix pe tine să dau, deci eu dau șut drept pe el, tot ce trebuie să faci, nici ce să ridici mâinile, să stai cu pieptul înainte și dă mingea în tine. Nu, Perin, nu, la Perin e frică. Perin preferă să cadă pe jos și să-mi dea ăștia gol.
Opa, Candreva. Penalti, penalti, este! Este, mulțumesc, doamne! Ioi, Matiu, tu ești, bravo! Dar cred că și eu dădeam gol de acolo, deci dacă nu mă folta omul, îl executam. Revedem din nou aici, un penalti. Frumos, Jovetić, ce execuție, ce finețe acolo de către Jovetić. Bă, ce meci, what the fuck. Revedem faza, incredibil. Se termină meciul direct. Vai de capul meu, se termină aici egal. Eu zic că merităm cu amândoi acest scor, da. Un egal pentru că eu zic că am fost două forțe egale. Pot să zic și eu acest lucru. Și tipul a jucat absolut incredibil. Apărarea lui Kurzawa, Zuma, bă, deci ce bine au jucat ăștia, mă. Și desigur, iarăși Jovetić, man of the match acolo. Fai de cam, dar ce gol cu Guarin. Ce gol cu Guarin a făcut acolo. Golul ăla cu Guarin a fost de senzație, nebunie totală. Oricum, un punct e un punct, nu contează, o victorie, un egal și o înfrângere acolo, înfrângerea respectivă din meciul ăla cu lag imens. Oricum, se pare că sunt și meciuri fără lag, asta mă bucură enorm de mult. Și văd că aici Menez este accidentat, asta nu e bine. Hai să vedem Menez. Avem pentru problema ta, băi, Bulan. Ia să vedem, ce dracu. Deci ce ciudat mi se par. Noua fază asta, mă, deci CNI. Ia să vedem, la genunchi n-am. Nu am la genunchi, să-mi bag picioare. Îi dăm de asta, nu-i bai. Bun, i-am rezolvat genunchiul, hai să vedem aici Kirikesh, are aici cu contract o mică problemuță. Nu-i problemă că îl rezolvăm noi la măicuță. Chestia e, de ce nu dau la Kirikesh un contract mai bun? Pentru că nu știu cu exactitate cât o să joc, mai mult ca sigur el o să fie foarte multe ori rezervă, că aș dori să-mi cumpăr un CB mai ca lumea. Deci un CB mai ca lumea tot o să-mi cumpăr eu, nu știu fix pe cine încă. Dar am eu așa niște idei, ce și cum și cum să cumpăr. Desigur și el B-ul mi l-aș dori pe Alexandru, dar per moment încă nu am bani de el. Costă cam mult, nici n-aș vrea să arunc o grămadă de bani. Plus că eu sincer să fiu, nu știu ce părere aveți și voi, mie până acum în toate meciurile jucate, de Scilio mi s-a părut chiar foarte bun. Mi s-a părut chiar foarte bun de Scilio până acum. Pot să zic că sunt foarte mulțumit de el. Și desigur aici l-avem pe Jovetić care, bă, e o nebunie Jovetić, e clar, îi dăm unul de ăsta de gold să stea acolo și el liniștit și da. Cam atât pentru acest episod din drumul spre divizia 1, sper că v-a plăcut, hai să strângem cât mai multe vizualizări, cu cât mai multe vizualizări și like-uri, cu atât o să urce în ierarhia aia care o am eu în program și prin urmare o să avem poate două episoade pe săptămână, cine știe, dacă strângem repede multe vizualizări și like-uri. Se poate întâmpla acest lucru. Oricum, vă urez numai bine, oraș la gară, bye bye, sper că v-ați distrat, sper că v-ați distrat, aia e cel mai important lucru, nu uitați like, subscribe și toate cele și share pe Facebook. Bye bye!